Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, PCRM ar obține 34,9% din voturi, PLD 13,9%, PD 9,3%, iar PL 6,2%. Partidul Liberal Reformator ar obține 1,8% dintre sufragii. Cel puțin asta arată datele unui nou sondaj de opinie. La fel, studiul arată că a crescut numărul indecișilor, astfel circa 25% dintre respondenți nu știu pentru ce partid și-ar da votul la alegeri. Rezultatele au fost prezentate în cadrul barometrului sociopolitic noiembrie 2013, realizat de Institutul de Marketing și Sondaje IMAS Chișinău. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1226 de persoane cu marja de eroare de plus minus 3%. Ultimul barometru de opinie publică a fost prezentat în mai 2013. Potrivit studiului de atunci, PCRM ar obține la alegeri 39%, PLDM 12,6% din voturi, PD 8,6%, iar PL 7,5%. Tiraspolul lansează consultările cu Moscova cu privire la aplicarea protocolului semnat la sfârșitul lunii octombrie dintre vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin și liderul de la Tiraspol Evgeni Șefciuc. Protocolul prevede că unele întreprinderi transnistrene vor putea participa la comenzile de stat rusești, inclusiv pentru sistemul de apărare al Federației Ruse, anunță agenția Novi Region citată de Infoprim Neo. Potrivit site-ului, protocolul este o continuare a unui document similar semnat în 2006 de fostul lider de la Tiraspol Igor Smirnov și vicepremierul rus din acea perioada Alexandru Jukov. Moscova s-a angajat să ajute la crearea în raioanele din stânga Nistrului a unui grup de întreprinderi prelucrătoare cu tehnologii de înaltă calitate. Federația Rusă mai urmărește să includă regiunea transnistreană în programele și proiectele naționale cu orientare socială. Moscova va continua să ofere Tiraspolului ajutor umanitar și financiar. Se planifică de asemenea intensificarea relațiilor între instituțiile de învățământ și sursele de informare în masă. În document se menționează că autoritățile federale interesate pot încheia acorduri cu autoritățile competente din regiunea transnistreană privind cooperarea în domenii specifice. Campania Cunoaște polițistul tău, lansată de Inspectoratul General al Poliției pentru a spori siguranța cetățenilor și a comunităților, este în plină desfășurare. În orașul Rezina, suburbie Ciorna, polițistul de sector a mers de la casă la casă pentru a aduce la cunoștință cetățenilor despre beneficiile campaniei. Acțiunea are scopul de a informa oamenii despre identitatea șefului de post, precum și de a face mai eficientă comunicarea dintre poliție și comunitate. Primele rezultate sunt deja vizibile, spun polițiștii. Potrivit oamenilor legii din Rezina, odată cu lansarea acțiunii sociale, cetățenii sunt mai activi și apelează mai des la poliție. Bună ziua! Noroc! În legătură cu campania națională Cunoaște polițistul tău, am venit cum puteți să vă informăm cine este pentru sectorul dumneavoastră. Știu eu și nu. Dacă aveți careva probleme, sunt datele indicate în pleanta dată, familia, numele, prenumele, numărul de telefon din birou, numărul mobil meu personal și numărul de la Inspectoratul de Poliție. Din 21 iunie 2013 se desfășoară campania națională Cunoaște polițistul tău, care este lansată pe perioada anilor 2013-2015, care are ca menire de a apropia cetățenii de poliție și schimbarea viziunilor cetățenilor față de poliție spre bine. Se observă cetățenii reacționează și se adresează mai des la poliție, se capătă o încredere mai mare, cred că, față de cetățeni. Fiecare cu orice plângere apelează, se observă o majorare chiar a plângilor și a cetățenilor de orice natură. Locuitorii din suburbia Ciorna a orașului Rezina spun că își cunosc sectoristul, deoarece acesta vine deseori pe la casele oamenilor pentru a se informa despre situația la zi. Polițistul cunosc, da. Este polițistul nostru de sector. Din când în când ne întâlnim, vorbim pe diferite teme, nu majoritatea temele mări despre furturile care se petrec prin Ciorna, despre portările oamenilor ești mai tineri care sunt mai obreznicuți. N-am apelat, n-am avut așa întrebări care să apelez la dânsul. Dar e un băie de treabă, face față satului. Îl cunoaștem, e foarte bun om. Vine la noi, ne întreabă dacă nu avem probleme. Sigur cunoaștem că merge campania asta și e foarte bine, binevenită, că lumea se mai de la om la om se întâlnesc, știu niște contacte, unde se găsească unul pe altul și e foarte bună campanie. În principiu lumea, așa în stat și neam gustat, și așa știu care e polițistul lor, dar mă rog, absolut e necesar lucru să mai din când în când să ieșim în lume, să ne vadă lumea, să discutăm, mai spune doleanțele. Noi le mai punem niște
care cu gunoiul, care cu, avem întrebări noi care așa, care le mai amintească, așa că e foarte bine și foarte la timp. Campania Cunoaște polițistul tău a fost lansată la 21 iunie de Inspectoratul General al Poliției și se desfășoară pe întreg teritoriul țării. Deoarece eu sunt polițistul de sector pe sectorul dat, eu sunt polițistul dumneavoastră, astfel mâniez un pliant, unde sunt datele mele de contact, personale, în caz de necesitate, plângeri, cereri sau nevoie, mă contactați și orice timp sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, doresc o colaborare fructuoasă și sper că televiziunea va fi protejată, colaborator. Ca de obicei. De obicei. Vă doresc succes. Da, mulțumesc. Membrii Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic salută decizia instituțiilor europene de a parafa acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, precum și progresul în abolirea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni, în pofida deficiențelor de ordin politic survenite pe parcursul ultimului an, exprimând totodată recunoștință tuturor părților implicate în procesul de negocieri. Platforma Națională a Parteneriatului Estic cere guvernanților Republicii Moldova să facă față presiunilor interne și externe exercitate de adversarii parcursului european al Moldovei și să nu devieze de la acest obiectiv strategic. Legislația anticorupție, conflictele de interese și imunitatea demnitarilor sunt doar câteva dintre subiectele abordate de parlamentarii de la noi și cu cei din Serbia, România, Georgia sau Marea Britanie. Potrivit președintelui Parlamentului Igor Corman, eforturile autorităților de la noi sunt concentrate pe continuarea reformelor de modernizare a țării în vederea edificării unui stat cu adevărat de drept, european și fără corupție. Primii pași în acest sens au fost făcuți, a mai declarat speakerul. Republica Moldova deja are câteva exemple pozitive prin faptul că am reformat Centrul Național Anticorupție, prin faptul că am creat Comisia Națională pentru Integritate, multe alte modificări care se fac la legislație, reforma justiției, dar eu vreau să vă spun că pe lângă toate aceste eforturi, care necesită într-adevăr voință politică, și eu cred că există acum această voință ca să punem deci în aplicare aceste legi, dar trebuie să mai dezvoltăm și o cultură, dacă vreți, trebuie să modificăm și mentalitatea oamenilor, fiindcă trebuie să fie un efort comun al întregii societăți. La rândul său, Nicola Harrington Buhai, rezident coordonator ONU, a relevat că abordarea problemelor de corupție este una esențială pentru țările cu democrații sănătoase și permite oamenilor să se bucure pe deplin de drepturile lor. Noi considerăm sprijinul acordat legislatorilor moldoveni drept unul vital, în condițiile în care ei au rolul de a monitoriza implementarea legislației naționale și angajamentelor internaționale ale țării în cadrul Convenției ONU pentru combaterea corupției. Seminarul regional Rolul Parlamentului în combaterea corupției este organizat de Parlamentul Republicii Moldova și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și s-a desfășurat în perioada 18-19 noiembrie. La eveniment au participat deputați din Parlamentul Republicii Moldova și parlamentari din Serbia, Suedia, România, Ucraina, Georgia, Finlanda, Marea Britanie, care și-au împărtășit experiența și bunele practici în aplicarea și monitorizarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii corupției. Viceministrul Mediului Lazar Chirică s-a întâlnit cu primarii și serviciile ecologice din raionul Creuleni. Primarii spun că sunt probleme nesoluționate încă de pe timpurile sovietice, ceea ce ar pune în pericol viața oamenilor din localități. Noi avem un depozit de chimicate de tip sovietic. Era colhozul. Astăzi el este în cota valorii a oamenilor și noi nu putem nici să-l distrugem, dar nici nu se permite să-l aducă același foi de ardezi, același cochileț și mai este acolo, oamenii nu îi pot utiliza, dar el e cota valorii ca oameni. Și acolo, într-adevăr, sunt... Eu am stat 20 de acolo cu comisii, te ustura chel. Și noi nu putem ca să soluționăm întrebarea asta, numai de atât dacă e cota valorii ca oameni. Asta e proprietatea omului. Până la sfârșitul anului, cred că o să evacuăm toate depozitele, deșeurile acestea lichide, că ele sunt cele mai periculoase. Acum am început deja tratativele cu diferiți donatori, inclusiv și din România, care vor veni să prelucreze, să prelucreze solul și nu numai terenul unde a fost, dar și clădirele acestea care mai sunt. Știm noi în ce stare sunt. Noi
la ziua de astăzi, cu forțele proprii, nu putem să soluționăm problema. Dar vă zic că noi avem aici o claritate foarte și foarte bună. O altă problemă a locuitorilor din regiunea Criuleni sunt alunecările de teren care pun în pericol casele oamenilor. Pe malul Nistru sunt patru râpi care au de sus un drum de legătură dintre sat Corjova și Lubăsarii Vechi. Camoia progresează, de acum sunt în pericol vreo două case. Ne-am adresat la Ministerul Mediului, ne-au trimis la pe Moldova, pe Moldova la Ministerul Agriculturii și nu știu cine trebuie să ocupe cu, deci, cu stoparea eroziei acestea și ce de făcut. Da, într-adevăr, este o problemă destul de mare pentru noi, eroziunile și nu numai și alunecările de teren. Dacă vă spun, să știți că în Republica Moldova sunt cam 700 de mii hectare de teren supuse alunecărilor și erodărilor. Este o cifră destul de regretabilă, este foarte mare, dar așa este realitatea. Deci, deoarece noi suntem într-o zonă unde ploile torențiale de mare sunt foarte și foarte frecvente și ca rezultat avem și spălările aceste erodări, dar și crearea ravenelor acestea care sunt adesea foarte și foarte mari. De fapt, cu problemele acestea se mai ocupă și cei de la cadastru. Ei au proiecte și chiar aceasta și menirea lor. Noi și noi de la mediu ne ocupăm, dar deseori se acordă poate o atenție, hai să zic, nu mai mică. Prioritar, vedeți că prioritar pentru noi este acum aprovizionare cu apă și canalizare și de atât sumele cele mai importante se duc în domeniul acesta. Viceministrul mai spune că dorește ca primarii și cei cointeresați de domeniul ecologiei să fie mai activi și să rezolve problemele împreună pentru a asigura populației un trai mai sigur. Un obiect asemănător cu un exploziv a fost găsit în dimineața zilei de marți, 19 noiembrie, în curtea unei întreprinderi din satul Isacova, raionul Orhei. Obiectul a fost depistat de unul dintre reprezentanții firmei, care a anunțat imediat poliția. Apelul a parvenit în jurul orei 8:30. La fața locului s-a deplasat secția tehnico-explozivă din cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic și expertize judiciare a Inspectoratului General al Poliției, cât și ofițerii a Inspectoratului de Poliție Orhei. Zona a fost încercuită. Forțele de ordine din Orhei spun însă că deocamdată nu se cunoaște dacă obiectul prezintă pericol. În apropierea locului cu pricina nu sunt case de locuit. 15 milioane de lei. Aceasta este suma datoriilor contribuabililor din Orhei față de fondul asigurărilor sociale. Printre rău platnici se numără peste 30 de agenți economici mari și mici cu datorii de la 5.000 de lei până la 1,4 milioane de lei. În linii generale, majoritatea contribuabililor își onorează obligațiunile față de bugetul asigurărilor sociale de stat în termenii prevăzuți de legislație. Astfel, la situația de 1 noiembrie 2013, bugetul asigurărilor sociale pentru raionul Orhei este îndeplinit în proporție de 99%, fiind preconizate spre acumulare 101.874.000 lei de către agenții economici din teritoriu. Au fost plătiți bani la bugetul asigurărilor sociale 100 de milioane de lei, plus la asta mai sunt și 4 milioane plătite indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă care se plătesc la locul principal de muncă persoanelor asigurate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Astfel, cum am menționat, bugetul este realizat în proporție de 99% pentru 10 luni ale anului 2013. La Orhei sunt 27.000 de pensionari și beneficiari de diferite indemnizații. Datoriile acumulate de contribuabilii din Orhei ar putea acoperi plata tuturor pensiilor și indemnizațiilor pentru o lună de zile. Liberal-democrații de la Rezina și-au ales delegații care vor participa la Congresul 6 al Partidului Liberal-Democrat din Moldova. Totodată a fost reales și președintele fracțiunii Nicolae Olaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc din suflet, într-adevăr, sper, dar să știți iarăși, eu sunt un aspartnic. Eu cer și vă rog să mă ajutați împreună, într-adevăr, am să avem rezultate. Am avut rezultate tot timpul, unele dintre cele mai bune din Republică, la toate scrutinurile. Mai mult ca atâta,
N-am spus-o, dar o spun acum. La alegeri locale din 2011, când s-a votat nu numai pentru partid, dar s-a votat și pentru oamenii din echipă, pentru că atunci am ales primari și consilieri regional și local, noi ne-am plasat pe locul 2 la perederie după rezultatele la alegeri locale, locul 2 pe Republică. La eveniment a participat și vicepreședintele PLDM Vadim Pistrinciuc. În special voi cei deci de la Rezina sunteți o echipă puternică, fiindcă ați reușit în perioade foarte dificile să aveți rezultate record. La conferința organizației teritoriale au participat peste 100 de delegați din raion. Șeful Biroului pentru Reintegrare, Gheorghe Bălan, a avut o serie de vizite în unele localități din zona de securitate. Acesta s-a întâlnit cu primarii localităților din raioanele Aneni Noi, Rezina, Dubăsar, Criuleni, Căușeni și Șoldănești. În cadrul discuțiilor, șeful biroului a făcut o prezentare generală a ultimelor evoluții în cadrul procesului de reglementare a conflictului transnistrean, precum și a situației actuale în zona de securitate. Un subiect aparte a constituit nivelul de realizare a proiectelor din cadrul programului activităților de reintegrare a țării și a celor finanțate de donatorii internaționali. Începând cu anul 2013, suma alocată a fost majorată la 15 milioane de lei. Totodată, șeful Biroului pentru Reintegrare a reiterat că localităților din zona de securitate li se va acorda și în continuare o atenție sporită din partea autorităților publice centrale în procesul de realizare a programelor social-economice. Din partea autorităților locale au fost aduse mulțumiri guvernului pentru susținerea financiară a proiectelor implementate, subliniind necesitatea continuării programului și pentru următorii ani. Medicii rezidenți din anii 2 și 3 sunt trimiși să lucreze prin sate. Un ordin în acest sens a fost emis de Ministerul Sănătății. Astfel, decizia se referă la asigurarea cu cadre medicale a serviciului de asistență spitalicească primară din localitățile rurale. În acest scop, Ministerul Sănătății a dispus repartizarea în localitățile rurale a 129 de medici rezidenți din anii 2 și 3 de la specializarea în medicină de familie. Conform ordinului, începând cu 1 noiembrie 2013, Universitatea Nicolae Testimițeanu va asigura repartizarea medicilor de familie în localitățile rurale, conform necesității de suplinire a posturilor vacante, luând în considerare locul de baștină sau de trai a rezidenților. Cele mai multe posturi vacante de medici de familie sunt în raioanele Hâncești, Cantemir, Fălești, Cahul, Ștefan Vodă, Căușeni. Rezidenții vor fi angajați în instituțiile medico-sanitare publice, începând cu anul 2 de rezidențiat, fiind remunerați în funcție de sarcina curativă îndeplinită. Astfel, pe lângă bursa de studii de 900 de lei, ei vor primi și un salariu de medic începător. Aceste măsuri au ca scop stimularea tinerilor specialiști, dar și reducerea exodului de cadre medicale. Republica Moldova este lideră printre țările Europei de Est în implementarea celei de-a doua etape a planului de acțiuni pentru liberalizarea regimului de vize. Noi avem în față un eveniment foarte mare și am avut și un eveniment săptămâna trecută foarte bun. Evenimentul de săptămâna trecută este cel care rezultat acelui de cinci comisii, raporturi pe regimul liberalizat de vize, înseamnă că Comisia Europeană a declarat că Moldova și-a îndeplinit toate angajamentele și astfel ea va înainta propunerea la Parlament European, la Consiliul European, ca toate țările membre să accepte și Moldova, asta înseamnă că Moldova va avea un regim liberalizat de vize. Acesta este un acord care va beneficia și va întări activitatea economică și de afaceri în Republica Moldova și nu va aduce beneficii nu doar companiilor, dar și persoanelor fizice, pentru că prin prevederile sale, având un domeniu de aplicare foarte larg, se referă și la persoanele fizice, va aduce beneficii și cetățenilor. Vreau să vă spun că Uniunea Europeană va continua să susțină Republica Moldova, nu doar în cadrul acestui acord de liber schimb prin pachete de asistențe foarte comprehensive, precum și de a ne planifica, care este bine cunoscută pentru dumneavoastră. Am avut onoarea astăzi, am discutat astăzi despre ultimele evoluții ale dialogului politic și sectorial de Republica Moldova și Uniunea Europeană. Sigur că această ocazie este una prielnică, având în vedere și summitul Parteneriatului Estic, care va avea loc săptămâna viitoare. O ocazie foarte bună pentru a trasa practic concluziile unui an de activitate, precum și de a ne planifica noi priorități pentru perioada imediat următoare.
Cei prezenți la eveniment au mai declarat că Moldova este un partener de încredere care își îndeplinește toate angajamentele, iar evenimentul din săptămâna precedentă, când Comisia Europeană a recunoscut îndeplinirea planului de acțiuni privind abolirea regimului de viză, a demonstrat acest lucru.